Președintele PSD Victor Ponta este acuzat de Florin Ghiulbenghian că ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră din Târgu Jiu. Dezvăluirile masonului au fost publicate pe site-ul agenția.org. Acesta susține că Victor Ponta ar fi fost chiar denunțat la poliție de către părinții minorei, însă persoane influente l-ar fi ajutat pentru ca numele să nu-i fie pătat. Contactat telefonic, liderul pesediștilor declară că este amuzat de aceste afirmații apărute în presă și se declară nevinovat. Haideți să vorbim de lucruri. Și cum comentați acest lucru? Este sau nu adevărat? Eu prostie, lăsați-mă în pace, întrebați-mă lucruri serioase, da? Dar cine ar avea un interes să bage și numele dumneavoastră în... Nu știu, nu mă întrebați pe mine, vă rog, chestia asta. Scandalul prostituție de lux în care nume cunoscute sunt implicate se află pe masa procurorilor pentru a fi soluționat.